Bună seara, dragi iubitori ai sportului cu mingea, Imperator este aici la comentariu și de asemenea la FIFA. Mai departe în campionatul mondial o să avem Olanda versus Statele Unite. Grupa aceasta este o grupă deosebit de bună și una destul de interesantă. Grecia este pe primul loc, după aceea Olanda și SUA trebuie să se bată pentru supremație în acest caz, în tot ce se întâmplă pe aici, și Brazilia. Ei bine, Brazilia s-ar putea să-și revină de la ultimul campionat, dar grecii sunt pregătiți să ne facă niște surprize plăcute. Acum, mă rog, managerul o să fie destul de concentrat pe alegerea unei echipe de început olandeze foarte bune. Robben și Snyder cred că sunt destul de obosiți în momentul acesta, dar totuși ar trebui să fie un meci bun. Până la urmă, oponentul este echipa Statelor Unite ale Americii, adică ce se poate întâmpla. Dar în orice caz, campionatul acesta este plin de surprize, așa că ne putem aștepta la orice. Pe Amsterdam Arena se va juca acest meci și să-i dăm bătaie. Văd că au schimbat arbitrul, ceea ce mă bucură. Adică eu cred că a fost ori grecul, ori italianul acela de prea mult timp. Totuși să dăm un pic pe setări, că tot mi se pare ceva ciudat la controle, adică ne-am ocupat de... Da, keyboard și mouse, asta îmi place, tastatură și mouse. Știu, mulți mă critică de ce nu joc doar cu tastatura. Ei bine, m-am obișnuit eu din start cu mouse și tastatură și asta e situația. Bun, Strootman este la balon și urmează pasa către Snyder. Blind și Depay sunt întotdeauna în această zonă, pe flancul stâng, pentru atac. Dar Johnson este la balon, bine că nu este Jackson. Bun, și acum Pulisic este în față cu atacul, dar cred că este croat de origini. Dar îmi pare rău, offside-ul este clar ca lumina zilei. Portarul Silesen va degaja balonul către Veldman, Veldman către De Vrij, nu, De Vrij este pronunția. I, J în olandeză se pronunță I, Van Dijk, De Vrij și așa mai departe. Și de asemenea încă o lecție de pronunție olandeză. G-ul nu se pronunță G, se pronunță H, de unde brânza Gouda nu este de fapt brânză Gouda, este Hauda sau ceva de genul. Da. Legenda spune că mai știți campionatul mondial din 2014, în semifinale, după ce Brazilia s-ar fi luptat cu Germania și a luat bătaia aceea de 7-1, urma semifinala Olanda. Ce ocazie! Wood ratează. Ar fi urmat semifinala aceea Argentina versus Olanda și ca să-i sperie olandezii pe argentinezi, ziceau, ei și noi suntem un fel de nemți. Pronunția e categoric mai usturătoare decât germana, dar asta este situația și nu avem ce face. Acum Wood din nou, atacantul american trage și... Nu, sunt niște ocazii infernale, foarte bune, dar nu, se ratează în prostie, onest să fiu, abia aștept meciul următor, și anume Grecia versus Brazilia, deoarece o să fie suficiente ocazii și o să fie suficiente goluri în acel meci, fiindcă eu cred sincer în capacitatea grecilor de a lovi echipe tari. Silesen către Strootman. De fapt, astfel de ocazii sunt deja atât de monotone încât nu are rost să le mai comentez.
dar în sfârșit văd și un atac mai strălucit din partea olandezilor. Snyder nu reușește să treacă de apărarea americană. Ori americanii au devenit între timp atât de buni încât să facă față tumultului olandez, ori au obosit rău de tot olandezii. Și un atac slăbuț din partea batavilor, dar acum Arjen Robben către Wijnaldum și Dost îi va pasa lui Snyder. Snyder trage și cred că va fi corner. Mingea s-a lovit categoric de un jucător american. Da, genunchiul fundașului s-a aflat exact unde nu trebuia, dar chiar și așa mingea n-ar fi intrat în poartă, fiindcă văd că portarul oricum era pe poziție și văd că are și reflexe foarte bune. Nu cred că e pe potriva lui Silesen, dar în condiție în care atacurile se dau așa cum se dau, asta este situația și nu avem ce face. Wijnaldum vrea o pasă către Snyder. Snyder mai încearcă o dată și nu. În mod normal trebuia să fie o centrare, dar portarul Howard știe cum să prindă balonul în momentele critice. Arjen Robben, olandezul zburător. Nu. Dost trebuia să se ducă cu mingea. Avea un culoar liber efectiv. Era un covor roșu pentru gol, adică totuși românii au știut să profite de astfel de culoare în meciul cu Franța. Ne amintim de acele jocuri de pase între Florin Andone și era Bogdan Stancu, dar numărul 23, marcatorul de top al echipei noastre, este Nicolae Stanciu. Întotdeauna o să-i confund pe Bogdan Stancu și pe Nicolae Stanciu, deși acum Stancu este accidentat. Dar ce contează, l-avem pe Stanciu. Bun, Dost trebuia să primească balonul, dar s-a aflat oricum în spatele liniei de apărare americană. Și acum vedem de ce americanii sunt specializați pe bombe nucleare în timpul celui de-al doilea război mondial și vedem de ce iubesc ei atât de mult petrolul. Păi jucătorii lor au benzină cât să țină un campionat. Altidor la minge către Yedlin. Yedlin se duce singur pe atac, dorește să centreze către Altidor și Wood, dar batavii știu să se apere. Wijnaldum încearcă pasa, totuși reușește să treacă, dar Arjen Robben nu capturează balonul la timp. Strootman vrea să prinde balonul din partea lui Wood, dar reușește și Veltman este pe poziții. Snyder către Depay. Depay va pasa către Dost, dar mingea este respinsă de apărarea americană. Este într-adevăr pauză fără niciun mare efect. Îl vedem pe Arjen Robben, dezamăgitor într-adevăr. Olandezul zburător nu a avut nicio ocazie pe poartă. Bun, 50-50, 50-50. Foarte frumos. Bas Dost trebuie să dea tot ce are el mai bun dacă dorește cele 3 puncte pentru echipa sa și pentru un viitor mai bun în grupe. Până la urmă, mai avem tot pe atâtea meciuri în grupă, tot 6 meciuri mai avem. În total, cred că 16 meciuri o să... Nu, 12 meciuri o să fie pe fiecare grupă. Și încă o ocazie ratată din partea batavilor. Missing the mark. Da, Arjen Robben a tot atins balonul, a încercat să tragă, n-a reușit în niciun caz. Portarul Howard stă un pic pe gânduri, dar mingea îl vizează pe Yedlin către Pulisic și acum Nagbe este în zonă.
dar Snyder repune ofensiva batavă în mișcare până în punctul în care Pulisic este înapoi în posesie. Acum Wood, atacantul american, trebuia să deschidă scorul, dar Van Dijk este întotdeauna pregătit pentru o preluare. Aparent vrea să joace pe eroul, vrea să joace pe Ahile, se duce singur. Pasă către Arjen Robben. Wijnaldum către Bas Dost. Bas Dost încearcă o lovitură, dar apărarea americană pune prea multă presiune. Patavi nu pot să fructifice ocazia. Acum Blind către Snyder. Vă rog, nu jucați batavii mei ca un blind, ca un orb. Mi-a plăcut asta. O întindere foarte frumoasă de preluare a balonului. Și Wijnaldum și Robben acum joacă rolurile de mijlocași, doar ca să prevină un atac, fiindcă au văzut cât de periculoase sunt atacurile americane. Nu, trebuia să paseze în față. Dar acum Wijnaldum este pregătit să recaptureze balonul, pregătit pentru orice situație, dar cu doar cu mai puțin de 30 de minute din meci, olandezii o să se grăbească cu siguranță. Deci e atât de intens încât am început să dau în bâlbâiele, efectiv. Acum De Vrij va pasa în spate către Silesen. Acum Van Dijk este în posesie. Te rog, nu mai încerca Van Dijk eroice dintre aceia că nu ies. Arjen Robben către Wijnaldum. Wijnaldum din poziția aceea de mijlocaș iese în atac doar ca să captureze balonul. Atenție, nu intrați și cu portarul în atac că iese prost. Ne amintim de Cupa Mondială din 2018 când Germania a jucat cu Coreea de Sud. Mă rog, era un meci de onoare, fiindcă, dacă mă amintesc bine, ambele echipe au fost date afară, dar Germania mai avea cât de cât o șansă. Coreenii au dat două goluri și ultimul a fost pur și simplu un gol dat gratuit. Îmi amintesc foarte bine că Manuel Neuer, portarul Germaniei, ieșise ca să mai marcheze un gol, să facă măcar egalul, și când colo s-au trezit nemții cu un gol marcat doar fiindcă au lăsat poarta goală, efectiv. Acum Snyder este pe atac cu Arjen Robben va centra oare? Nu, a vrut să fie egoist, a încercat un efect, dar n-a prea avut efect pe poartă. Da, se vede că a impus un pic de efect în minge, dar nu, s-ar fi dus oricum în afară, dar Howard a făcut greșeală să atingă balonul. Un corner gratuit. Cu încă 15 minute rămase din partidă, e destul de grav pentru onoarea olandeză și încă o rază de speranță pentru americani, adică totuși este egal cu Olanda, dacă ne gândim bine. Strootman la balon. Aici a fost foarte periculos, iar suficienți atacanți în careul olandez. Totuși au riscat cu pasa aceasta și a ieșit, dar iată că acum vine un fault. Cred că va fi lovitură liberă cu toate alea, cu zid, cu formație de luptă, cu de toate. Bun, Silesen pune un zid de 3 oameni și nu știu câți auxiliari în acea zonă, fiindcă este foarte, foarte presat de această poziție. Aceasta este poziția din care ar putea să se transforme tabela în 0-1 și nu în favoarea batavilor. Și Bradley va executa.
Dar Silesen este exact în poziția care trebuia și reușește să degajeze balonul. Ultima ocazie probabil pentru olandez, Arjen Robben către Veldman, dar cred că a fost offside. Nu, nu. Bătaie de joc la adresa ocaziilor și culmea este egal cu America la olandezi acasă. Este pe Amsterdam Arena, să nu uităm de așa ceva. Bun, Wijnaldum este înapoi la balon. Băiete, ultima ta ocazie. Snyder către Bas Dost, Wijnaldum către Arjen Robben, olandezul zburător atacă, olandezul zburător trage cu efect și jucătorul american intervine în ultimul moment, putea să fie gol acolo. John Brooks iese și intră Omar Gonzalez. Totuși lovitura de la colț este acordată și sperăm că va ieși ceva bine, dar cu un minut rămas din partidă și probabil cu încă 3 de prelungiri, nu cred că o să se întâmple mare lucru, în afară de acest atac american care seamănă un pic cu un atac care duce la scoruri salvatoare, dar Silesen este un portar care știe meseria, poate să captureze mingea în orice fel de situație, mai ales în situațiile tensionate de la final de meci. Bun, s-a terminat 0-0. Onest să fiu, la cum au jucat, egalul ar fi, de fapt egalul este un scor foarte corect pentru ambele echipe, deși eu aș fi preferat un 1-1, cam de 1-1 au jucat, nu de 0-0. La vedem acum pe Arjen Robben, 2 șuturi pe poartă și 0 goluri. Deci a fost blocat atunci în ultima fază, altfel era 1-0 pentru Olanda și batavii acum au un munte de urcat dacă doresc să ajungă în calificări. Kevin Strootman are nota de 8,6, o notă cinstită, și ce urmează, Brazilia versus Grecia. Totuși Olanda trece pe prima poziție cu acest egal, totuși. Să vedem dacă Grecia acum poate să-și păstreze prima poziție printr-o victorie în fața Braziliei, dar până una alta și până data viitoare vă zic, aveți mare, mare grijă de voi.